Bine v-am găsit, stimați spectatori și telespectatori! Astăzi, în parfum de tei și în concordanță cu zilele orașului Pitești, am adus ca invitată tot un parfum de floare, se numește Alesia Maria Dincuță, din comuna Corbeni, satul Oieș-Pământeni, județul Argeș. Bine ai venit, dragă Alesia, în emisiunea noastră! Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru această invitație! Ia spune-mi tu, Alesia, cum ai deschis tu ochii acolo? Cum a fost copilăria ta? Unde te-ai născut tu? Unde locuiești tu acum? Deci am zis mai înainte, dar te rog să spui. Eu locuiesc în comuna Corbeni, satul Oieș-Pământeni. Am cântat de la 5-6 anișori. Da. M-a descoperit doamna educatoare. Da. Atunci, la ultima serbare, am cântat primul meu cântec singură. Foarte frumos, la serbarea de sfârșit de an, nu? Da. Foarte frumos. Ce cântec ai cântat atunci, Alesia? Bade pălărie nouă. Bade pălărie nouă, foarte frumos. Și aveai costum popular? Cât erai de mic, erai îmbrăcat în costum? Aveam, național? Da. Da? Da? Te rog să-mi spui costumul de pe tine, de unde l-ai, să mi-l descrii puțin. Această e înflorată, este de la străbunica mea. Da. Pe care și ea o are tot de la mama ei. Da. Și fota, tot înflorată, este tot de la străbunica mea. Da, se observă modelul specific zonei voastre, pentru da. Că în zona aia se poartă foarte mult costumele florale. În zona Muș cel mai sus se poartă mai mult motive geometrice, alte teme sunt inserate pe costumele naționale. Este foarte frumos și bogat și te felicit că îl păstrezi și că îl pui în valoare. Da. Și spune-mi, Alesia, cum este copilăria ta? Ai prieteni la școală? Da. Da? Da? Este bine? Sunteți uniți? Vă jucați împreună? Da. Da? Și ne susținem. Și vă susțineți. Da. Da. Pe ce clasă ești tu? Clasa 6. Clasa 6. De la școala Carol I din Curtea, din de, Curtea Argeș. De Argeș. Îți place? Da. Școala? Mi-a da. Plăcut de când am început. De când ai început. Acolo aveți probabil cadre didactice serioase care își fac treaba corect. Da. Îi da. Mulțumesc și doamnei învățătoare da. Care Mitu Mădălina. Da. Și am apus să cânt la serbări. Da. Când a văzut că am voce. Da. Și țin minte că în clasa 0 nu făceam canto și m-a pus să cânt un cântec de muzică ușoară. Da. Tăticul meu e la război. Era foarte greu. Prima dată mi s-a părut greu, dar după am putut să-l cânt. Da, te-a impresionat probabil că avea cuvinte da. Destul de dure. Era foarte... Da, era povestea unui om care da. Plecase la război și își lăsase copilașul acasă. Ia spune, în zona ta, folclorul este bogat, ai de unde culege piesele de da. Muzică populară pe care le interpretezi? Ai descoperit vreun bătrân pe cineva sau de unde te-ai inspirat tu în piesele tale? Mie îmi dă piesele doamna de la școala populară. Așa, deci de la doamna. Da. Da, spune-mi, te rog, dacă tot veni vorba, ce ai absolvit tu în domeniul folclorului? Școala populară de arte și meserii din Pitești. La clasa profesoarei? Georgiana Gavrilă. Georgiana Gavrilă. Și ai absolvit, da? Ai terminat da. Școala? Acum și sunt acum? Anul 2 de perfecționare. Da. Din câte știu, tu ai cochetat și cu niște instrumente, te rog să-mi spui. Am fost înainte de canto. Prima dată am încercat desenul. Da. Dar nu. N-a funcționat. N-a funcționat. Și după am fost la chitară. Da. Unde am fost un an, dar tot nu aici mi-a în Pitești sau în Curtea de Argeș? În Curtea de Argeș. În Curtea de Argeș. Și nu te-a atras nici chitară. Nu. Așa? Și apoi am descoperit canto popular. Da. Când a venit doamna profesoară în Curtea de Argeș. Da. Și am mers acolo și acolo mi-a plăcut. Te-ai înscris la un club al elevilor undeva în Curtea de Argeș și exista o instituție care selecta nu. Copii pentru... Atunci nu, dar nu. M-am înscris direct la școala direct. Populară. Și cu pianul ce ne spui? Și după acum vreo 2 ani, da? M-a apucat pasiunea de pian. Așa. Am mers
2 ani la pian, da? Dar am renunțat pentru că nu mai ajungea... Timpul. Da. Dar oricum să știi că și cei 2 ani pe care i-ai făcut îți folosește, pentru că auzind notele muzicale în ureche, și aia a fost un fel de perfecționare. Și îți folosește, îți amintești. Primești niște noțiuni de bază folositoare ție. Da. Și spune-mi, te rog, de performanțele tale. Eu am scris aici o introducere despre tine și te rog să ți le citești tu. Unde anume ai participat tu ca și interpret de folclor? Am fost la festivalul La Noi de Sfântă Mărie, ediția a doua, localitatea Vălen, Dâmbovița, unde am obținut premiul întâi. Da, așa, dintr-o dată. Da. A fost așa. Al doilea meu. Da. Al doilea concurs. Da. Am fost la turneul național Săptămâna Patimilor alături de Corul Madrigal desfășurat în orașul Sibiu. Da. La concursul de colinde Bucuria Crăciunului la Centrul Cultural Ștefănești. Da. La concertul județean Muzica Terapie pentru Suflet, ediția a doua, localitatea Bascov, județul Argeș. Da. Festivalul de Pricezne, Cruce Sfântă Părăsită, ediția a cincea, Pitești. Da. Festivalul Cașcavalului, Brăduleț. Festivalul Colindăm la Oameni Buni, edițiile întâi și a doua, la Corbeni. Da. Și festivalul La Oglindă, din Bistrița. Foarte frumos. Ia spune-mi, cum te înțelege, doamna dirigintă, când tu trebuie să pleci la concursuri? Cum găsești la dânsa îngăduința de a lipsi de la școală sau ele sunt în weekend și nu deranjează, nu e în timpul săptămânii? De obicei sunt în timpul săptămânii, dar da, doamna dirigintă Știrboiu Sorina, da, mă învoiește de fiecare dată, da, și da, chiar mă susține. Pentru că tu faci un lucru foarte bun, promovezi folclorul și asta e un lucru și dânsa știe lucrul ăsta, da, și este foarte bine așa. Spune-mi tu, ce proiect ai pentru viitor? Ce ai vrea tu să se întâmple cu viitorul tău în legătură cu muzica, în primul rând? Când eram mică, ziceam că vreau să mă fac învățătoare, da, sau profesoară de muzică. Da. Dar acum nu știu unde voi merge, dar cred că o să... Da, fac muzică. Deci nu va rămâne doar un hobby. Nu. Da, este foarte bine. Dacă tu ți acumulezi un bagaj de cunoștințe și un repertoriu bogat, sigur vei răzbi, pentru că sunt din ce în ce mai răruți copiii care duc mai departe. Sunt puțini cărora le place. Așa, cumva sprijiniți de părinții și la un moment dat iau alte căi. Și asta te dezvoltă pe tine foarte mult. Socializarea, întâlnirea cu alți copii ca tine, talentați. Deci pe unde ai fost prin concursuri, a reușit să-ți faci prieteni? Da, mi-am făcut și da? Prieteni. Cu care corespondezi, probabil. Da. Da. Și costumele lor, unde ai fost la concursuri, erau numai din județul Argeș sau și din zone, alte zone ale țării? Erau și din alte zone și aveau costume populare și cu modele de geometrie. Da, deci și probabil și, ei veneau îmbrăcați specific zonei lor. Da. Și tu promovai costumul tău. Cred că ți-a fost admirat de foarte multă lume. Da. Juriu acolo vă dădea, primeați notă și pentru prezentarea costumului popular sau doar pentru repertoriu pe care îl cântai? Doar pentru repertoriu. Pentru repertoriu. Că știu că sunt festivaluri unde soliștii sunt obligați, stă în procedura concursului să-și descrie costumul popular. Și ăla e una tu, un punctaj și ăla. Da. Dar e bine oricum că prezentându-te așa pe scenă, tu nu pui marama că ești copiliță, numai așa, codițe împletite. Marama știu că o poartă femeile căsătorite, da, nu? O mai port câteodată. Port și tu marama cu legătoare? Da. Da? Când ne trebuie la un festival, un spectacol. Da, 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 da. Dar de obicei două codițe. Două codițe, sigur, te reprezintă că ești copil. Da. Mă bucur pentru tine și pentru ceea ce vrei să realizezi. Spune, părinții îți dau concursul în ceea ce vrei tu să faci. Da, te ajută? Părinții mă susțin, te susțin și mă duc unde trebuie. Foarte bine. Spune, tu mai ai frățiori și spune-i cum îi cheamă pe frățiorii tăi. Mai am doi frățiori. Da. Un frățior, David Mihai, care are 8 ani. Da. Și o surioară, Otilia Filotea, care are 5 ani. 5 ani, sunt frumoși amândoi.
Și ei se bucură pentru succesul tău muzical. Da, și mă susțin. Și te ascultă? Da, le place. Da. Să mă asculte. Foarte bine. Mă bucur tare mult că ai luat-o pe acest drum. Și spune-mi, ce materii îți plac ție mai mult la școală, dintre ceea ce înveți tu? Păi îmi place română. Română, da. Și istoria puțin. Spune-mi dacă citești, dacă ai timp să citești. Am timp. Da? Da, îmi fac timp dacă nu. Da. Cum este o zi? Cum începe o zi de lucru la tine? Te trezești dimineața? Cum, când ai orele de dimineață, după amiază? Mă trezesc de dimineață și mai învăț. Da. Dacă mai am de învățat. Da. Am orele, încep la 12 sau la 1. Da. Și termin pe la 6-7. Când vin acasă obosită, îmi mai fac din teme și apoi mă culc. Și apoi te culci. Dar când, pentru perfecționarea despre care aminteai în legătură cu folclorul, de câte ori pe săptămână mergi? O singură dată. O singură dată și cât stai acolo? O oră? O oră. Cât lucrezi? O oră. Da? Și faci cu doamna tehnică vocală, cum se emit sunetul, cum se respiri. Da. Dânsa se așează la pian și îți dă tonalitatea. Da. Și tu interpretezi. Da. Și dânsa te și învață piese noi. Da. De regulă îți plac piesele pe care ți le prezintă doamna sau ești tu, ai personalitatea ta și pe unele le refuzi și că nu îți plac. Îți plac toate piesele pe care ți le... De obicei îmi dă mai multe variante și eu îmi aleg care îmi plac. Și tu urmează să-ți alegi. Da. Pentru anul ăsta ce perspective ai? Ai invitații la vreun festival undeva de folclor? Se întrevede ceva la orizont? Ai ceva? O să merg la Zilele Comunei Corbeni. Așa. Care sunt în vară. Sunt în vară. Acolo, bineînțeles că vei fi acompaniată, bănuiesc, de o orchestră live. Va fi o orchestră în spatele tău. Vei face repetiții. De regulă știu că Doina Argeșului mai merge, orchestra Doina Argeșului mai merge la Zilele Comunelor și la invitația celor de la secțiunea cultură de la primăria respectivă. Ai mai fost acolo la Zilele Corbeni? Am fost invitat vara trecută, dar din păcate n-am putut să ajung. Și acum e în premieră. E bine că e în comuna ta și îți faci debutul și acolo. Da. Da. Da, piesele tale probabil să găsești și pe YouTube, să le urmărească, ți le-ai înregistrat pe YouTube, să ți le urmărească colegii, să-ți faci un fel de publicitate, că e bine de văzut. Nu, dar va urma probabil și lucrul acesta. Da. Și câte vă mai pregăti cu doamna? Vei urma în continuare și anul următor? Și... Da. Da? Cred că o să mai urmez cursul ăsta. Foarte pentru că bine. Și doamna este foarte deschisă. Da. Și vorbește cu noi, facem și teorie muzicală. Da. Și îmi place foarte mult. E foarte bine. Dacă pui pasiune, sigur vei avea rezultate frumoase. Din câte am văzut eu din exemplele trimise de mama ta, e o voce cristalină, foarte frumoasă. Ești înzestrată, dar nu este de ajuns numai talentul și vocea. Trebuie să ți-l cultivi și permanent să depui efort să te autoperfecționezi ca să, și cu cât cânt mai mult și cu cât apar mai mult pe scenă, cu atât vei avea performanță. Și eu am început tot de la grădiniță, tot muzică populară am cântat la 6 ani, vin o mamă să mă vezi și am avut o fotă roșie pe mătase de la bunica mea din Vlădești și mă legase mama, eram ca un fedeleș, fota era de adult și era mare și o îndoise dublu și îmi pusese betel, n-aveam talie, eram un băț subțire și așa am cântat, vin o mamă să mă vezi și așa, după intuiția mea, fără să mă învețe nimeni, am făcut și o reverență, plecăciune, am zâmbit și am obținut locul 2 și era un concurs intercomunal între Comuna Stâlpeni și Comuna Mihăiești și știu că domnul director al Căminului Cultural Nițescu Vasile, profesor de istorie și director de liceu, m-a luat așa de mijloc și m-a așezat, cu ce crezi tu că ne-a transportat pe noi formația de muzică populară de la Stâlpeni, ai Clubului Muncitoresc Stâlpeni, într-un camion mare cu coviltir, care era și murdar prinăuntru că se cărase bușteni și nu se măturase bine pe jos podeaua camionului și așa ne-a urcat niște băncuțe laterale, așa am ajuns, pentru nerică acolo, sub copertina aia. Și așa am ajuns noi la Mihăiești și am cântat cu inconștiența și bucuria unui copil și am avut rezultate. Și tot așa, de atunci eu am prins curaj
Și am început să cânt la fel la serbările școlare ca și tine și după aia în perioada liceului, cam în perioada liceului, mergeam eu la concursuri. Era un concurs, se numea Argeșule Plai de Dor, aici la Pitești, și după aia la faza interjudețeană la Craiova și după aia la faza națională undeva la Iași. Și tu vei urma acești pași. Deja ai intrat în lumea asta și ai văzut cât de frumos. Și ce simți tu când începi să cânți pe scenă? Ce sentimente te cuprind? Am puține emoții, dar așa, când văd atâta public care, da, se uită la mine și, da, le place ceea ce fac, mi se încurajează, mă mai calmez. Și, da, da. Nu la emoție mă refeream neapărat. Dacă ai sentimentul de bucurie că faci, că faci ceea ce îți place, da, pe scenă. Nu-i așa? Da. Și simți cuvintele alea din text pe care le cânți și la urmă când primești aplauzele alea sunt răsplata muncii tale, de fapt. Da. Da, dragă Anisia, îmi pare foarte bine că ai venit în emisiunea mea. Nu contează că ești puțin timidă, ești un copil curat la suflet, un copil bun, un copil muncitor și eu îți întrevăd un viitor fericit și frumos în domeniul folclorului. Vei hotărî împreună cu părinții tăi dacă va rămâne un hobby sau dacă o vei lua pe calea folclorului. Pentru că acum sunt atâtea posibilități de a apărea în mass media, foarte ușor se ajunge. În vremea noastră, mai greu se ajungea la televiziune. Ori acum sunt atâtea televiziuni și naționale și private și de stat și private unde poți să apari și să te dezvolți. Și îți urez mult succes pe mai departe. Mulțumesc! Și să-ți dea cântecul, să-ți dea fericire și să o faci cu convingere. Că dacă o faci cu convingere și cu motivație, sigur vei avea rezultate foarte bune. Și îți doresc mult, mult succes! Mulțumesc! Bun! Știu că tu ai pregătit pentru astăzi 3 piese și o să te, da, rugăm să ne cânți. Ai ceva de transmis colegilor tăi, părinților tăi, cu ocazia emisiunii? Mulțumesc pentru susținere și vă iubesc! Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Și dimineața când te scoli, faci o rugăciune pentru sănătatea părinților tăi și a frățiorilor tăi și să-ți meargă bine în ziua respectivă și să ai mare încredere în tine și în viitorul tău. Dacă înveți, dacă muncești, viitorul ți-e deschis, este al tău. Stă numai în puterea ta să ajungi ceea ce îți vei dori să ajungi. Și după cum zice proverbul verificat, repetiția este mama învățăturii și cine are carte, are parte. Stimați spectatori și telespectatori, o să ascultăm pe Floricica noastră. Argeșul îmi iese în cale.
între arge și domnești măi, foaie verde meri crețești, între arge și domnești măi. Cântă păsărelele prin toate vâlcelele, măi, măi, și cântă toate pe un glas, de nei ca să nu mă las, măi. C-a venit luna lui mai, cu pelin verde pe plai, măi. C-a venit luna lui mai, cu pelin verde pe plai, măi. Și când văd miei zburdând, maci în luncă flăcărând, măi, măi, pe mine mă bat un gând, la nei ca să merg zburând, măi. Și cuprinsă de-a lui dor, mă duc ca pasărea-n zbor, măi. Și cuprinsă de-a lui dor, mă duc ca pasărea-n zbor, măi. Îndomnești să mă opresc, unei ca să mă întâlnesc, măi, măi, să-i dau florile lui mai, din fâneața de pe plai, măi. Să-i dau florile lui mai, din fâneața de pe plai, măi, măi. Dorul lui când mă apucă, florile să mi le aducă. De-ai ști neică ce dor duc, te-ai face frunză de nuc, măi. Și-ai venit la mine-n prag, ca să vezi cât mi-ește drag, măi. Că de când ne-ai plecat, guriță n-am sărutat, măi. Guriță n-am sărutat, nici la horă n-am jucat, măi. Neică ziua de-al tău dor, stau la umbra nucilor, măi. Nucilor de lângă vie, unde crește iasomie. Iar parfumul florilor îmi trezește în suflet dor, măi. Și mi-l poartă călător către tine, puișor, măi. Noaptea pe la călător nu mai pot dormi de dor, măi. Ies afară, mă uit la lună, poate-mi dă vreo veste bună. De-a ști neică că-i veni, drumul ți-l-aș pardosi, măi. Cu floroșii florii de mac, numai mie să-mi fi drag, măi. De-a ști neică că-i veni, drumul ți-l-aș pardosi, măi. Cu floroșii florii de mac, numai mie să-mi fi drag, măi. Mulțumim Alesiei pentru programul prezentat. Vreau să vă specific că primele două piese ale ei, De la cum până la vale, și cea de-a doua piesă, De la domnești, sunt culese, piese folclorice culese de către profesoara de muzică Elena Stâncescu, care se trage chiar din Domnești. Mie mi-a fost profesoară și în timpul liceului am cântat și eu această piesă. Ea are o voce, Alesia are o voce frumoasă și a interpretat foarte frumos piesele, lucru pentru care o felicităm și
când va mai crește și își va mai îmbogăți repertoriul, vom mai invita în emisiunea noastră. Și ca să rămânem în tema noastră, vă voi interpreta și eu piesa Nu vine Neica, nu vine. Oh,